Hei, salutare, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou videoclip pe canalul meu de YouTube. Deci, da, ca de obicei, eu spun, îmi pare foarte rău pentru că n-am fost activă, dar adevărul este că n-am fost activă. Alte explicații nici nu mai trebuie, dar o să mă străduiesc să postez cât mai des și cât mai mult pe parcurs acum. Iar astăzi am revenit cu un vlog care voi mi-e cereți să-l filmez de când am început treaba asta cu YouTube-ul. Asta e... Nu contează câți ani. Dar da, foarte mult mi-o cereți. Până acum încă o primesc în request de la voi pe Instagram. Dacă nu mă urmăriți pe Instagram, urmăriți-mă. Așa că astăzi, în final, facem ce se află în telefonul meu. Telefonul meu! Deci, aceasta este poza mea de fundal. Este una simplă, alb cu inimioară în mijloc. Pentru că, let's keep it basic. Și cam așa. Iar acum, când vom intra, veți găsi această poză cu mine și cu prietena mea cea mai bună, Cătălina. Nu știu, mi se pare foarte ok poza și am decis să o pun pe fundalul meu. Iar hai să trecem la aplicații. Aici, pe prima pagină, sunt aplicațiile cele mai... care nu le folosesc niciodată, deci. Dar cele care, pur și simplu, sunt deja instalate cu telefonul. FaceTime, calendar, poze, adică... Da, oh, chiar aici am ieșit. Poze, camera... Vă vedeți și văd acolo și eu mă văd. Și voi, vedeți, ok. Mai departe avem, nu știu de ce scrie jocuri de sală, pentru că ai taxi, are update? Wow! Progresăm! Mai departe avem trălea mail, ceas, hărți, vreme, memento-uri, notițe, bursă, cărți, App Store, podcasturi, TV, sănătate, locuință, portofel, configurări. De aici folosesc doar camera, galeria, configurări, sănătate. Și cam atât, FaceTime-ul nu-l folosesc. Mai departe, aici sunt câteva mai interesante, care foarte mulți acum o să dorească să le afle, pentru că mulți mă întrebați cum editez eu și ce fac eu acolo, dar să vă zic sincer, nu editez vlogurile pe telefon, așa că răspunsul ăsta nu pot să vi-l dau astăzi. Dar da, avem aici utilizare, cred că nu este obligatoriu să intrăm pentru că sunt la fel instalate cu iPhone-ul aplicațiile acestea. După aceea avem Facebook, aplicația care... Ok. Facebook, aplicația care nu folosesc chiar atât de des, pentru că la mine se postează de obicei și dacă postez ceva pe Instagram, mi se postează și pe Facebook. Asta e o chestie faină. Dacă nu mă urmăriți pe Facebook, intrați pe contul meu de Facebook, adăugați-mă în prieteni, să fim druzia, așa că da. Mai departe avem Messenger, da, cred că toată lumea știe ce e asta, WhatsApp, Viber, încă folosim în 2022, încă folosim, da. TikTok, dacă nu mă urmăriți pe contul meu de TikTok, puteți să mă urmăriți pentru că sunt foarte, dar foarte activă acolo și mă bucur foarte mult că am ajuns deja la 3500 peste noapte, deci efectiv, da, vă mulțumesc pentru asta. Așa că da, puteți să mă urmăriți și pe TikTok. După aceea să avem Telegram, Snapchat, să mai facem, ups, hai să facem ceva pe Snapchat. Nu-mi place. N-am cu cine să fac asta. Ok. Continuăm, avem Google, avem CapCut. CapCut folosesc pentru niște story-uri creative, dacă doresc să fac ceva, nu știu, un edit, de exemplu, la munți am plecat și doresc să editez videoclipurile. Da, deci după cum puteți vedea aici o grămadă de video editate. Mai departe avem PixArt, care fac pozele magice. Dar nu magice, în sens, nu editez pe PixArt, dar adaug niște efecte, ceva de genul așa mai interesant. YouTube, unde suntem noi acum, da. Puteți-mă, dacă nu v-ați abonat, abonați-vă pentru că doresc foarte, foarte mult să ajungem la 1000 de urmăritori. YouTube Studio, aici am ceva care rezolv problemele la contul de YouTube. Netflix, obsesia mea. Deci, eu sunt obsedată de Netflix. Cei care nu știau o obsesie despre mine acum, ați aflat-o, sunt obsedată de Netflix. Da, avem aici conturi, ai mea, frate, mișelul unchiul meu. Da, foto și video, aici avem... foarte puține aplicații, pentru că am mai multe, pur și simplu, nu mai contează. Avem Perfect 365, este o aplicație în care nu știu ce fac. De Halloween, de exemplu, mi-am adăugat machiaj de Halloween pe aplicația asta. Avem VSCO, cam așa. Aplicația aceasta o folosesc pentru slow motion sau ceva de genul, cam așa. InShot, la fel ca și CapCut pentru story-urile creative. Bitly pentru story-uri creative. Vă recomand în aplicația asta. Îți face singur gen editul. Hai să vă arăt. Deci, intrați pe Bitly
și puneți niște videouri, da? De exemplu, eu am făcut cu fratele meu cum găteam și voi pur și simplu le puneți. Și alegeți aici, deja se dă muzică, dar dacă nu dorești muzica aceasta, alegeți aici și îți pui muzica salvată de pe videoclip. Chiar dacă este Pro, tu poți după asta să faci screen recording și să tai pur și simplu. Ați înțeles? Și punem muzica, hai punem una random. Este foarte ușoară și foarte folositoare aplicația asta, mai ales dacă, nu știu, aveți ceva business cont sau nu știu. Mi se pare foarte, foarte utilă. Deci totuși o să nu mă las, prieteni. De ce se încarcă așa de greu? N-am idee, întrebați aplicația asta, nu aveți pretenții la mine, vă rog frumos. Deci da, și după asta, fiți atenți. Deci, cât mai ce ori. O să apăsați pe toate iconițele astea care sunt disponibile, deci, după cum puteți vedea. Și ți se face editul singur, deci, nu știu, mi se pare o aplicație super mega utilă și o folosesc foarte des. Cam așa. Da! Nu pot, amu, acuș! 5 minute! Radu! Stai acolo că eu o să fac o surpriză. Am așa să te chem, bine? Ok? Ok, mai departe avem Lens, o aplicație pe care editez pozele pentru Instagram. Chiar pe asta aplicație editez pozele. Dar să vă zic ceva. Eu, cu mama mea, am cumpărat aplicația. Noi chiar am cumpărat aplicația, pentru că dacă nu o cumpere, ai poze limitate. De 3 poze în zi poți să editez. Și nu știu cum, dar nu mai mergea și acum nu mai este contul nostru cu plată. Pinterest, oh my god, pe Pinterest e tot ce dorești. Salut! Pe Pinterest găsești orice inspiration, de exemplu, pentru camera ta nouă, dacă vrei să te părești. Gata, hai, du-te. Fonta și Vont sunt fonturi să spui texte foarte deosebite pe imagini, dar Vont este pentru videoclipuri, acum uitați. 1, 2, 3. Vedeți? Așa texte voi nu găsiți nicăieri. Adică vă recomand aplicația asta. Am terminat cu această mapă. Mai departe avem Waze. Waze avem, eu o folosesc când sunt în taxi și văd că șoferul duce pe altă poartă și mă tem că mă fură și intru și văd unde e casa noastră. Și cât de departe. Și odată așa de cringe era, să înțelegeți, eram acolo și eu am apăsat și am dat scot voiceover. Și a început să vorbească a 500 de metri la dreapta. Așa de cringe, așa de embarrassing, vă simțeam, nu vă dați seama. Mai departe avem mail.ru, care folosesc, nu contează cu ce motive, pentru că e e-mail. Bolt, muzică gratuită și fără Wi-Fi, poți să vă ascult mereu. Da. Mai departe avem Instagram, puteți să mă urmăriți și pe Instagram dacă nu mă urmăriți deja. Urmăriți-mă, aveți toate link-urile în descriere, dar și aici, pe telefonul meu. Așa, mai departe avem Filto și VideoSpeed. Dacă sincer să vă spun, sunt aplicații care pur și simplu din interes le-am instalat să văd ce pot edita pe ele. Get Contact, pe aplicația asta poți să vezi cum ești scrisă la alți oameni în telefon. Așa am înțeles eu, nu știu dacă e adevărat, dar o testăm după, ok? O testăm după asta și vă spun recenzia mea pe Instagram. Zoom. Ați înțeles ce facem noi acum, pentru că noi în Moldova suntem acum în online. Code scanner, pentru că îmi trebuie să scanez la unele restaurante, mai ales în Ucraina, că am fost la munte. Meniurile erau online și avem de voi. GarageBand, nu folosesc așa de des, așa că nu vă pot explica explicit tot ce este acolo. Faci muzică. Mojo și Lift, faci story-uri deosebite. Snapseed, 24fps, Ultra Light Color Tune și Prequel, editezi pozele, foarte multe filtre sunt aici. Discord, cu prietenii mei am un fel de grup acolo și dacă ceva vorbim. Și Shazam, cred că este deja clar. Astea nu sunt toate aplicațiile mele, pentru că eu am și aici, pentru că le șterg de pe ecran și le adaug aici, în lenta asta. Pentru că mi este ecranul prea plin și mie îmi place să fie așa, cât mai puțin și cât mai organizat. Dar da, am uitat telefon, Shazam, mesaje și Apple Music, care nu folosesc niciodată și n-am să o folosesc pentru că este cu plată. Da, prieteni, acesta este telefonul meu și da, spuneți-mi mulțumesc pentru că mă rugați să fac de foarte mult timp acest videoclip. Iar eu, în sfârșit, în 2022, de data 30.01.2022, am făcut What's in my phone. Și da, sper că v-a fost util acest videoclip, pentru că, da, asta m-a spus că voi să fac. Și da, prieteni, evident, data viitoare. Ce cute!
Mm-mm.